Accidentul în care a fost implicat ieri un autocar plin cu turiști polonezi în Maramureș a fost surprins de camerele de supraveghere. Șoferul a pierdut controlul volanului, a ieșit cu viteză de pe drum și s-a oprit direct în peretele unei case. Doi frați de 17 ani, gemeni, au scăpat cu viață pentru că urcaseră de la parter cu câteva clipe înainte de impact. Autocarul iese brusc de pe șosea, trece printr-un gard și se înfige în zidul casei. Șoferii din spate se opresc șocați de ce văd. Impactul este foarte puternic. Doi copii se aflau în acel moment la etajul 1 al casei, exact în camera de deasupra garajului în care s-a înfipt autocarul. Bucăți din perete s-au împrăștiat în toată camera și doar o minune a făcut ca cei doi frați să nu fie răniți. Toată familia este în stare de șoc. Speriați, rază. Sunt traumatizată, nu mai știu ce să mai zic. Intrați aici, dacă era copii, eram gata, eram terminat. Ca să fi de gen, că a un copil, un bolon, un becel la destă. Dar m-am auzit ceva, o bubuitură puternică. Eu am alergat sus să văd, zic, e cu tremur. Și copilul era sus și fetița era jos și eu strigam repede, unii sunt copiii mei. Femeia spune că și-a dat seama ce se întâmplase de fapt abia după câteva minute. Când m-am apropiat, am văzut că era o persoană acolo ce țipau, ce plângeau și afară urlau alte persoane. Localnicii au fost primii care au intervenit. Și oamenii țipau în autocar și am luat-o scândurile de jos și am dat în geamă și am pus scară și am putut acoperi. A fost cu fratele meu, am venit repede cu scări, am spart geamurile de la autocar, am coborât turiștii, le-am oferit apă, cum am putut și noi. Pasagerii din autocar sunt și ei marcați de accident. Șoferul care a decedat ar fi suferit un infarct la volan. In my opinion, maybe the driver have any problem with health, not with bus, and we put to this home. This is all what I remember. A fost lângă șoferul, Dumnezeu a făcut că este în fără probleme, la picior. O singură victimă a rămas internată peste noapte în spital și va pleca spre Polonia cu ambulanță. Restul turiștilor sunt transportați acasă cu un alt autocar.